Salutare, dragilor, din Alba Iulia, un oraș foarte cunoscut în România, pe care vrem să-l explorăm astăzi împreună cu voi, dar înainte de toate, mâncăm ceva. La cel mai cunoscut restaurant, da. De aici o găsim, Arce. La cel mai cunoscut se numește La Conac, cred că aici este, nu? Da, numai noi vom fi. Sau? Asta e intrarea, oare? Hai să vedem dacă este altă intrare. Ia uitați, Greta Thunberg a scris. E cald, ha? A scris Greta Thunberg. Nu, aici e altceva. Păi Arta Garden, vedeți că sunt una lângă alta. Vedeți, oamenii se simt bine la căldură. Noi mergem aici, la Conac. Da, aici e mai select. Aici. Intrăm, luăm loc, să vedem dacă nu murim de cald. Mergem acolo undeva la umbră. Să vedem dacă găsim un loc. Nu? Aici? Da, e ok. Aici. Aici. Au venit și meniurile, sunt așa în formă de hârtie, interesant, la Conac, vedeți? Practic este un conac, așa transformat în restaurant. Și avem tot felul de platouri tradiționale, salate, produse vegetariene, pui, rață, vită, miel, pizza, plăcinte. Wow, au și plăcinte, Marcel! Plăcinte de la Alba Iulia. Aici sunt băuturi. Ne decidem și vă arătăm. Ca prețuri, așa, o pizza costă, cea mai ieftină pizza, 32 de lei. Care e margherita, da. Așa e cam scump, peste 40. 45, da. Este pui, 49. Ciorbă de legume, 21. A venit limonada într-o căniță așa drăguță. A fost 17 lei, parcă e o limonadă clasică. Și am fost aici în interior până la baie și o să merg să vă arăt ce frumos arată conacul acesta în interior. Este practic așa renovat, dar are camerele așa înalte ca un conac foarte frumos și e decorat foarte frumos și colorat. O să vă arăt. Mă așteptăm să vină mâncarea. Am descoperit prima oară mănânc. Dacă vrei mănânc, Roger, cum dorește suflet. Da, dar cred că mai dorează oricum. Mergem pe aici. Asta e terasa, de fapt. Eu am văzut că au și interior, în interior restaurant, dar am zis că na, să stăm la terasă totuși, dar în interior e mult mai fain, e răcoare. Hai să vedem. Să vă arăt și vouă ce frumos restaurant. Ia uitați. Deci practic e un vechi conac restaurat și are tot felul de poze ale oamenilor. Fotografie făcută la studioul Fotoglob București. În poze, fotografii vechi ale oamenilor din România, vedeți? Și în partea asta este ce este barul. Și aici este cu farfurii din acestea așa, cu alb și albastru, foarte drăguțe. Foarte fain arată. Aici niște fotoli drăguțe. Nu știu care este istoria acestui conac, dar spune ceva de Lady Florence Baker. Aici tot felul de mesaje ale oamenilor care l-au vizitat, dar nu pot să scriu și eu ceva. Cam așa arată. Ce părere aveți? Acum să vină mâncarea. A venit și mâncarea. Ia uitați ce platou mare am primit. Doamne ferește, eu nu pot să mănânc atâta. Trebuie să mă ajute Marcel. Eu mănânc cartofii și ciupercile. Arată fain. Vezi și ciuperca e umplută cu brânzică, da. Și ceafă, asta sunt 4 felii de ceafă, practic, da, mult. Cât foarte costat, mult. Asta? 45, parcă. Și am gulaș aici, un castron ăsta tradițional. Da, 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 foarte fain. Asta de lemn are. O licică așa. E așa, gulaș transilvanian se numește și vedeți, e așa mai gros puțin. Gros, are cartofi, legume. Da.
găluște, carne de vită. Deci are cam tot ce are un gulaș. Deci, hai da, să-l seamănă cu ăla din Ungaria, așa, la textură. Iute? Foarte bun. Gulaș trebuie să fie iute. Nu-i foarte iute. Dar simte bătrunjelul ăla de deasupra. Bestial. Nota 9, așa, chiar spre 10, că 10 dau la alea din Ungaria, știi? Da. Hai să gust și eu. Hai gustă și tu. Marcel. Cartofior. Ciupercuță. Foarte mari porțile, nu mă așteptam să fie așa, sincer. Da. Păi, scria gramajul. Să dai pe jos, ce-ar fi? Ai mai mâncat? Da. Doar plătești? Ceafa. Arată fain. Se simte gustul de grătar. Chiar se simte așa, afumătură. Mie nu prea-mi place. Ceafa, da. Asta e chiar bună. Am aici niște bucățele, deci e mult. Nu pot, nu. Îmi dau un 9 și eu, chiar merită banii. Că e foarte multă. Da, și îmi pare. Gustos. Mâncăm, vedem cât putem să mâncăm. Și ne vedem pe drum către cetatea asta, în Alba Iulia, binecunoscută. Am plecat, suntem cu burta plină. Foarte bun, deci vă recomandăm, da. La Conac se numește. Dacă vreți mâncare bună în Alba Iulia, veniți la Conac. Am plătit? În jur de 100 de lei. Da. O limonadă și gulașul ăla bestial, dacă vreți un gulaș bun. Da, deci, nu știu, pot să-l compar doar cu alea din Ungaria. În România n-am mai mâncat așa bun gulaș. Marcel mi-a zis că mai vrea să vină aici numai pentru gulaș. Da. Că el nu și-o lua, dar au mâncat și de la mine puțin. Puțin, dar mi-a fost rușine. Ia uitați ce frumoasă casă e arena asta tradițională cu terasa laser, vedeți? Înghețată artizanală. Cu aromă interbelică. Vedeți ce frumos. Și acum intrăm pe o poartă din asta, vrem să mergem în cetate, păi practic. Păi intrăm în cetate. Da. În cetate cu piatra așa pe jos. Știți că aici a avut loc Marea Unire a Transilvaniei cu România în 1918. În 2018 a fost 100 de ani de la Unire. Da. Practic este un oraș de importanță majoră în România. Interesante clasele astea, îmi place. Vedeți, astea sunt românești, boierești, așa. Da. Și aici, practic majoritatea caselor arată așa ca un conac, exact da. Unde, ca și conacul unde am mâncat noi. Ia uite, asta că nu mă înșel, astea de la Via Transilvanica. Trece și pe aici. Deci trece prin Alba Iulia. Turneul de volei pe nisip, în 2021. Acetăți Alba Carolina, dacă scanați aici puteți să aflați povestea. Și aici este un loc abandonat cu grafiti și foișor fain de tablă. Poarta asta imensă. Prima, pe poarta 1. Uite ce frumos desen aici, Marcel. Frumoasă sculptură a unui zeu cu o femeie. Recent. Toată cetatea asta, toată înseamnă ce ori, nu știu. Și o clădire abandonată. Un bar era. Au pus gratii. A, și urcam pe aici. Urcam, avem de mers. E foarte mare. Practic e în mijlocul Albei Iulii. Cum se zice? În mijlocul orașului Alba Iulia. Da, mai bine așa. Cetate. În mijlocul Alba Iuliei. E Iulia, dar nu vine de la Alba. Știți melodia? Da. Tot drept. Merge așa, avem de urcat aici pe pietrele astea. Imediat o să găsim obeliscul lui Horia, Crosca și Crișan. În dreapta. Și aici, în interiorul cetății, găsit o mulțime de restaurante, cafenele, baruri. Dar cel mai important punct este biserica, catedrala de aici, unde chiar acolo la
A avut loc unire astăzi sau un coronat. Regi. Important. Ai țării române. Aici trebuie să ai condiție fizică. Da, mai avem așa. Una pică piciorul. Dacă nu mă înșel, se face și o priveliște. Vai, noi să vedem. Da, se văd așa. Câmpurile astea ale Transilvaniei. Foarte multă lume compară, nu compară, spune României Transilvania la toată, dar nu-i chiar așa. Și restaurante și tot felul. Există restaurante în Constanța unde se cheamă Transilvania. Nu prea ești de acord. Ia uite ce fain se vede. Da. Unde? Belvedere, așa? Și aici cred că ăsta e obeliscul de care vorbeai. Da, probabil. Părea Cloșca și Crișane, trebuie să luăm cumva în dreapta. Ia uitați că de fapt asta este zidul cetății cetății. Aici era, totuși, na, și aici era poarta de intrare, dar vedeți, mergeați puțin. Puteți să luați un mașinul să vă ducă din toată în tura cetății. Ia să văd, asta este terul cetății Alba Carolina. Te suna la telefon, înghețată, 7 lei. Da, Horia, Cloșca și Crișan. Obeliscul. Ce este înăuntru? Este o poză cu ei veche. Și atât, structura asta mare. Care veghează asupra acestor dealuri superbe. Femeie cu aripi și păr mare. Asta-i. Nu? Da. Alba Iulia. Frumos. Turiști, vedeți oameni locali, poate care se plimbă într-o zi de după masă, în gale. Și practic puteți să înconjurați tot ăsta. Tot. Tot zidul ăsta, pe din afară. Da, deci vedeți, asta practic este una dintre porțile importante de aici. Și noi intrăm. Înainte, orașul se numea Apulu. Și era locul de reședință al marilor transilvanii, tuturor datele astea, principii. Principiilor Transilvaniei, toți locuiau aici. Deci, ăsta se ridica așa frumos, podul ăsta. Aici era o apă, probabil. Da, și închideau cetatea și nu puteau să intre. Să fie atacați, da. Așa, probabil, o închideau cu roțile astea mari. Puneau așa copiii să învârtă. Patrăția la... Toți copiii. Aici este direct soldatul care apără cetatea. Exact, așa erau îmbrăcați, vedeți? Frumos, aveau și sabie și pușcă din asta, cu asta când se termina munița, înjungheai pe oameni, pe dușmani. Extraordinar de frumos. Strada Mihai Viteazu se numește aici. Alba Iulia. Vezi, v-am zis eu, ceva. Regina Maria. Ferdinand I. Da. La catedrala de aici, care ni se vede turnul, puțin noi în față. De ce unde se transmite aici, în direct, comemorarea? Da, vin președinții și toate fețele politice ale României se adună aici să dea cu gura. Uitați Via Transilvanica, vedeți frumos? Borna.
o pictură aici interesantă. Aici puteți vedea ce a mai rămas. Exact, asta chiar este autentică. Dar vedeți că frumos s-a renovat peste, s-a pus pavaj, dar s-au lăsat aceste ziduri foarte vechi. Via Principalis, bineînțeles, de romani. Deci asta e practic strada principală din cetate. Da, pentru că uitați așa arăta. Da, aveau... Da. Aveau coloanele astea, columnele astea, când încă să vedeți, asta a mai și rămas una. Da. Deci vedeți seama că romanii au modelat cumva România asta puțin așa. Și cam toată Europa, putem zice, și nu numai. La cât au cucerit prin lumea asta mare. Mare aici, cetatea asta, trebuie să vă plimbați, să stați la terasă. Deci, știu, Alba Iulia are undeva peste 60.000 de locuitori. Da, multicel, puteți vedea, încep terasele aici, Carolina Bistro Cafe. Iară statui din astea foarte faine de bronz, așa Palatul cum era. Palatul Principilor Transilvaniei, vedeți, puteți să îl vizitați? Da. Acolo vedem Universitatea 1 decembrie 1918, dacă nu mă înșel, atunci a avut loc. Da. Aici anumite portrete ale, dacă nu mă înșel, ăla din mijloc e regele Mihai. Tot felul de personalități din astea românești. Uite ce faine. Ce fain design, da, masă din butoi și scaune din butoi. Tradițional. Da. Puteți să vă închiriați biciclete din alea, vedeți, da? Înghețată la fiecare casă. Înghețata din viitor, ice and go, din astea, tot felul. Limonadă, fresh, socată, bere, la draft. Iară... Ăștia, statuile astea, imaginați-vă, așa era pe timpuri, acum sute de ani, pe stradă aici. Frumos domnul saluta pe domniță, îmi cred că avea pușcă, dar e o umbrelă foarte drăguță, antică. Suveniruri, da. Statuia lui Mihai Viteazul. Mihai Viteazul pe cal, bineînțeles. Ce mai găsim pe aici? Toate clădirele sunt renovate de aici, din centrul, interiorul cetății. Îmi place că este pietonal. Vedeți câte suveniruri, da? Cina cea de taină, șarpe, minge, brățări, pălării. Era bună pălăria noastră. Practic toate clădirile astea care sunt pe aici sunt muzee, tot felul de expoziții. Nu cred, nu locuiesc oameni în interiorul cetății. Da. Sunt doar obiective turistice, ca să zic așa, și restaurante. Langoș la 15 lei, Chiurtoș 20. Asta este catedrala. Catedrala, da. Foarte veche și ea, bineînțeles, și renovată. Mulți turiști din, nu numai din România, și din Europa, din alte țări, vin aici să viziteze locul ăsta, e foarte cunoscut. Îmi place că e curat. Da. Acolo am așa. Curat, renovat. Da. Curată frumos. Ia uitați, are frumos aici preotul cu niște copile. Îi învață tainele. Tainele acestei religii care ce erau catolici, nu? Am zis ce frumos. Dar asta, dacă nu mă înșel, nu, asta e catolică. Da. Trebuie să fie aia, uite asta. Asta este ortodoxă, da. Asta catolică e interesantă. 1894,
de atunci este această catedrală. Extraordinar de veche. Aici are un muzeu, bineînțeles. Hai să vedem dacă putem intra fără bani, exact. Sfântul Mihaile? Da. Foarte veche. Da, costă 8 lei. Sau? Mergem către Biserica Ortodoxă de aici, din cetate. Catedrala asta. Este înconjurat așa de un gard. Poarta 4. Catedrala Încoronării. Deci aici a fost încoronat. Probabil este de stat, nu sunt scări, dar... Dar noi le luăm ca pe scări. Uitați diferența între... Între locul ăsta frumos, arăși blocurile alea... Comuniste. Socialiști. Da. Da. Aici, practic, e locul relaxării, contemplării și acolo e locul muncii. Bine, a fost odată, m-a rămas. Uite, ne putem hidrata aici foarte frumos. Te hidratezi? Mă hidratezi pentru și copilul și... Și eu vreau. Și eu vreau. Și tu te hidratezi? Da. O spui furtună, ai să uși. Sper că e bună de băut. Ia uitați, Alba Regalis. Putem vedea aici. Și practic aici găsim și... Na, v-ați înecat, doamna Marcel? Vă rog, frumos. Nu suntem obișnuiți să ne hidratăm în astfel de locuri. Ia uitați, asta practic este cealaltă intrare. Cumva am trecut din de pe o parte și am ajuns în partea... Partea 4. Partea 4, pe partea aceasta. Ne-a uitat un cavaler acolo, în ținuta albă. Și sub noi mai sunt, vedeți? Tot felul de străzi ale cetății. Da. La fel cu restaurante, puteți să închiriați bicicletă de acolo în început. Da. Curat, s-au pus trandafiri, aici iarbă. Pod din astea, pasarele din astea frumoase. Și aici intrăm în curtea catedralei. Din câte văd, Marcel, ăsta este domnul de care ne-ai povestit, și anume regele Ferdinand cu Regina Maria. Regina Maria, da. Soțul și soția. Soțul și soția. Care au fost încoronați în această catedrală. Frumos. Mulți ani. Dar îi scrie despre centenarul Mariei Emilii. Da. Și intrăm aici, frumos.
Vedeți, practic, conjurată de aceste ziduri frumoase, da? Cât de cât modest, așa, în comparație cu ce se mai face pe acum, în zilele de astăzi, are o istorie foarte bogată. Vă dați seama. Probabil la timpul său a fost una dintre cele mai mari biserici ortodoxe de aici, din România. Ce scrie aici? Aici pe pământul traiectoriei gloriei ale Mihai Videazul, domn peste Ardeal, a îndeplinit preună a poporului român. A fost V în loc de U. Deci a fost construită special pentru încoronarea regelui Ferdinand. Da, și zice că e minima Transilvaniei. Cum arată. Deci, cum a zis Marcel, special pentru un coronar a fost. Vă dați seama. Da, este renovată, foarte drăguț. Cu aceste ziduri ce îl înconjoară. Deci pe acolo am putea ieși. Nu știu că putem ieși reîntregirea. Nu, nu mă căsărim. Da, mergem pe acolo. Nu știu dacă făcea mai mult regele decât președintele pentru România. Păi nu avea președinte. Păi nu, decât facea cu președintele. Da. Nu știu ce să zic. Caracteristica statului, multe țări acum încă mai are. Frumoasă biserica. Tocmai e ciudat așa să vezi indieni și negri, oameni în Africa. Și pe pământurile astea, vedeți? Foarte interesant. Deși în această parte. Da. Am ieșit din nou la strada. Acolo e Catedrala Catolică. Ați cam văzut. Cum arată? Da. Asta e centrul de aici, din Alba Iulia. Ați văzut cum se mănâncă aici? Gustos. Cum arată? Da. Zice că e într-o stare foarte bună. E una din cele mai renovate orașe. Frumoase și curate, da. Din România. Merită să veniți. Dacă aveți un drum pe aici, exact. Merită să intrați, să vedeți Alba Iulia. Da. Dați un like, abonați-vă, v-am pupat din Alba Iulia.